Dragi telespectatori, din nou la televiziunea Exclusiv, îl cunoașteți deja pe domnul Ștefan Martin, un politician care întotdeauna a fost foarte atent la ceea ce se întâmplă în ședințele Consiliului Local. Așadar, vă mulțumim, domnule Martin, pentru amabilitatea dumneavoastră și din ședința de astăzi a Consiliului Local Onești, să ne spuneți care au fost cele mai controversate puncte din ordinea de zi. Da, în primul rând mulțumesc pentru că v-ați făcut timp și pentru mine. E mult spus politician. Politicienii sunt la televizor. Consilier local. Să știți că atunci când am intrat în politică mi-am propus numai să nu spun critic la adresa administrației locale, ci vreau să fac ceva pentru oneșteni, pentru oamenii de rând. E singur lucru, nu pot să mă consider un politician, pentru că politicienii, vă repet, sunt la televizor, eu sunt mult prea mic pentru a putea fi numit așa. În ceea ce privește ședința de astăzi, a fost una, așa cum ați văzut-o... Un pic cam agitată, să spunem așa. În fine, sunt proiecte care pot fi dezbătute pe ordinea de zi, sunt proiecte pe care se fac anumite atacuri, nu sunt de principiu de a ataca persoane, dar nici nu pot rămâne impasibil atunci când alții mă atacă. Și nu, deși eu, până felul meu de a fi, am încercat să fiu tot timpul un tip care de bun simț și să pot să dau o replică chiar de bun simț tuturor celor care au păreri divergente de ale mele, se pare că probabil că și eu am depășit un pic, am sărit un pic alu astăzi, dar am fost atacat și, vă repet, nu pot să le las chiar așa. Noi, presa, care suntem situați aici în preajma, în proximitatea dumneavoastră, am fost un pic uimiți de modul cum colegul dumneavoastră de Consiliul Local, până la urmă viceprimarul, domnul Gnatiuc, nu v-a dat un răspuns direct la întrebarea pe care a spus-o dumneavoastră și din punctul nostru de vedere al presei ni s-a părut extrem de important ca cele mai noi publicații, așa cum a susținut și dumneavoastră, să fie oferite Spitalului Municipal. Probabil, din punctul nostru de vedere al presei, și sigur opinia noastră este opinia noastră a presei, suntem de părere că, într-adevăr, punctul dumneavoastră de vedere, cel de a oferi aceste lucrări și nu cărți, care probabil, cum spunem noi presa, probabil există un client care vrea să vândă niște cărți, sigur, ni s-a părut mai interesant poziția dumneavoastră de a achiziționa lucrări de ultimă oră de la publicații de specialitate. Așa cum am spus-o și în Consiliul Local, consider că a face abonamente la institut de specialitate pe diverse teme medicale este mult mai important decât faptul de a cumpăra niște cărți care peste 2-3 ani poate vor fi nu vor mai fi de actualitate. Așa că se face o licitație sau bănuiți că în spatele acestei propuneri se află o anumită firmă care vinde de obicei cărți? Nu pot să bănuiesc nimic. Nu, dar nu ar fi trebuit să fie? Nici nu, adică mă interesează, dar probabil că sunt alții care vor verifica acest lucru. Dacă, așa cum a spus la un moment dat primarul, este o discuție pe care o avut-o cu medicii din Spitalul Municipal Onești pentru achiziționarea unor anumite cărți, atunci nu am decât să nu pot, așa cum am și fost la votul final, am fost de acord, pentru că dumnealor știu mai bine ceea ce le trebuie pentru continuarea activității medicale. Dar, repet, cred că era interesant de căutat niște abonamente la institut de specialitate, la niște clinici de specialitate, unde să poată să se vadă ultimile noutăți în diverse domenii medicale. Am observat că acesta a fost punctul dumneavoastră de vedere în timpul ședinței, dar sigur subiectul a deviat din partea colegilor dumneavoastră de Consiliul Local. Acum, sigur, așa e în oricare Consiliul Local, noi am participat și la alte primării la asemenea ședințe, totuși cred că ar fi foarte important pentru noi să aflăm și alte puncte foarte fierbinți, mă refer la cel al fotbalului, pentru că aici am văzut cuvântul la mai mulți colegi de-ai dumneavoastră, dar foarte puțini au vorbit despre viitorul copiilor, al oneștenilor. Nu poți obține un profit de pe urma unor copii. Până la urmă, Consiliul Local, primăria, trebuie să sprijine sportul și copiii. Noi nu vorbim aici de firme private. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă? Exact așa cum am spus, așa cum facem spectacole pentru oneșteni, așa cum aducem diversi cântăreți pentru oneșteni, ca să-i vadă. Au mai mult iz electoral, din punctul meu de vedere. Nu,
poate... Au și, da, și cultură, dar... Este, în fine, exact același lucru trebuie să-l facem și, ca, și pentru, pentru fotbaliștii, pentru copiii oneștenii. Adică nu putem să ne așteptăm numai să câștigăm din anumite proiecte. Le facem pentru oneșteni. Așa cum am spus și în plenul ședinței, la acest club nu mai există decât 5 copii din afara Oneștiului, care stau la Carom și care își plătesc masa fiecare după posibilități. Care a fost bugetul, dacă știți, sau care au fost eforturile financiare în anul trecut? Nu se poate continua? Acest proiect nu a existat și în 2014? Ba da, dar din nefericire au fost anumite, în fine... Chestiuni politice? Au fost și chestiuni politice. Știți foarte bine că au fost alegeri pentru președinție, au fost alegeri și a fost o bătălie intensă pentru... A fost și acea ordonanță a traseiștilor în care... Ați cam rămas puțin în Consiliul Local. Da, dar să știți că... Am mai și fugit de la dumneavoastră. Să știți că și noi am o propunere să fugim, așa că nu avem ce să comentăm. Dar totuși nu... Deci și această ordonanță care a creat, a schimbat practic... Configurația. Configurația Consiliului Local a schimbat practic votul oneștenilor, că să ne aducem aminte, până la coadă oneștenii au votat într-un fel și acum suntem altfel. Noi am spus așa în presă că oneștenii au fost trădați. Deci oneștenii au votat într-un anumit fel un Consiliul Local, un primar de o anumită coloratură politică și iată că s-au trezit fără a vota, s-au trezit trădați cu total alți consilieri și... Deci, au fost presiunile inclusiv s-au dus în sfera fotbalului, pentru că știți foarte bine, orice fel de club de juniori, de copii și juniori, nu poate să aibă altă susținere decât de la municipalitate. Dacă nu mai are, atunci e clar. Și să știți că inclusiv copiii, chiar cei mai mici, de 15-16 ani, simt atunci când sunt probleme la finanțare, simt atunci când nu mai au două pachete la deplasare, ci au un singur pachet pentru că, din nefericire, da, nu sunt bani. Toate le simt și le simt atât fizic cât și mental. Mental mai mult, adică psihic, deja nu mai sunt în regulă și atunci nici performanțele lor fizice nu mai pot fi la nivelul pe care le așteptăm. Din cauza asta am și ajuns la un moment dat să avem niște rezultate mai slabe cu echipe care ar fi trebuit să le desfințăm. Da, asta este. Nu considerați așa cum dumneavoastră, la proiectele care au ținut, proiecte care au fost fără culoare politică, cum le spunem, discutam la un moment dat și cu domnul Cezar Olteanu, că aceste proiecte nu trebuie să aibă culoare politică. Atunci când e vorba de viitorul copiilor noștri din Onești, atunci când e vorba de sportul de performanță pe care ei l-ar putea face în numele oneștenilor și al Oneștiului, fără discuție ar trebui și colegi, așa cum dumneavoastră ați demonstrat fair play și eu am fost la foarte multe ședințe de Consiliu Local și nu ați ținut cont de culoarea politică, așa ar trebui și colegii dumneavoastră de această dată să înțeleagă că un asemenea proiect este foarte important. Zile trecute am luat interviu la un tânăr sportiv care mi-a spus: domnul Ungureanu, să știți că simt că primăria, că acest Consiliu Local nu mă ajută, și am insistat și am rugat pe părinți să facă sacrificii pentru a continua activitatea pentru care eu îmi văd viitorul. Și atunci, dumneavoastră, cum vedeți? Nu cred că ar fi bine să facem un apel către colegii dumneavoastră de bun simț. Domnul Ungureanu, ce să vă spun, la o echipă de fotbal știți foarte bine, sunt cel puțin 11, dar mai sunt și rezerve, sunt vreo 20 într-un lot. Din 20 nu o să ajungă niciodată 20 de mari talente sau, știu eu, o să ajungă 20 la Liga 1. Deși niciodată nu e imposibil. De acolo pleacă 2-3 care sunt vârfuri. Știți cum e? Dar și ceilalți, sportul, practic, fotbalul nu le dă numai loc unde să-și petreacă 2 ore sau 3 ore pe zi. Le asigură o dezvoltare fizică armonioasă, le asigură o dezvoltare psihică armonioasă, le asigură o integrare în societate, pentru că sunt la un loc cu mai mulți de aceeași, de o seamă cu ei, de aceeași, copii de aceeași generație. Și atunci, chiar citeam la un moment dat pe o rețea de socializare câte echipe au fost în municipiul Onești acum 25 de ani și câte au mai rămas. Păi și nu prea a mai rămas mare lucru necădevăr. Și inclusiv au mai fost încercări. Am fost încercarea cu Football Company Municipal Onești, a fost o încercare cu Inter. Dacă țineți minte, și la Inter Onești m-am implicat și atunci, la un moment dat, când aveam șanse mari de promovare, am venit la Consiliul Local, era domnul Lemnaru primar și am cerut ceva la nivel de 5.000 de lei ca să pot să-mi asigur deplasarea pentru,
pentru... Așa, și sigur, va da dublu. Și sigur nu mi-a dat... El e generos. Nu mi-a dat niciun ban și chiar am fost dezamăgit. Bă, fraților, până la coadă nu fac pentru mine, că nu e numele meu niciunde. Așa cum a zis domnul Florian, și mie mi-a dat fotbalul ceva. Eu am fost arbitru divizionar până acum vreo 10 ani și... mi-a arătat multe fotbalul și am vrut să întorc și eu ceva înapoi, pentru că așa este omenește. Dar, na, fiecare cum consideră. Vedeți, dumneavoastră, sunt unii colegi care se opun pentru că trebuie să se opună, sunt alții care nu-și spun punctul de vedere pentru că nu știu cum va spune șeful și tot așa. Asta este. Eu am mai văzut, mai e o echipă de fotbal, un club, Trotușul. Care este diferența între Trotușul și Dinamo, din punct de vedere organizatoric? Ce vă pot spune este ceea ce știu la Dinamo, pentru că acolo m-am implicat cu sufletul. Dar știți că există și Trotușul, pentru că domnul Gnatiu, care astăzi, într-o anumită manieră, v-a dat câteva replici, hai să spunem, nu vreau să le comentez eu aici, l-am văzut mai des la Trotușul, la dumneavoastră, la Dinamo, nu vine să vă ajute, să vă încurajeze, cum face dincolo? Nu știu. Întrebați-vă pe dumnealui. De aia probabil că sunt aici. Eu, ce să vă spun? Eu 10 ore pe zi sunt la serviciu. Nu pot, mă pot implica în activitatea acelui club numai o mică parte. Mai am și o... Bine, pentru familie, pentru celelalte. Eu când am spus asta, nu, am spus-o că nu, chiar mi-au plăcut copiii și de la Trotuș, chiar i-am urmărit și la fotbal și... Ceea ce am vrut să vă spun este că și acest Trotuș, și acel Olimpia, și acel... Dar de ce trebuie două și nu unul singur pentru tot Onești? Fiecare cu strategia lui. Eu vă spun că ceea ce se poate întâmpla mai departe este că acei copii care sunt la Trotușul și la celelalte cluburi pot avea continuare performanțelor sportive la Dinamo Onești, pentru că acest club le asigură o competiție foarte puternică la nivel de juniori republicani A și B, o competiție la nivel național și acolo își pot arăta adevărata valoare, adevărata lor calitate fotbalistică. Așa, ca să joci numai la Bacău și la Comănești e subțire. Dar, în fine, fiecare ceea ce vrea în viață. Și o să vedeți că și părinții acelor copii, când copiii vor împlini 14 ani, se vor îndrepta către noi. Pentru că este normal. Nu poți să-l lași să plece de acasă la 14 ani. Adică fiecare cum crede, da? Eu așa văd continuarea sportului, a fotbalului în municipiul Onești. Să-și facă și celelalte cluburi treaba lor până la 14 ani și de la 14 ani să îi trimită către noi cu orice fel de formă de colaborare. Da, totuși, din punctul meu de vedere, există un optimism, pentru că am văzut că totuși consilierii locali, în mare parte, au fost de acord cu, cel puțin ca principiu, cu solicitările de altfel extrem de pertinente ale domnului Florian, un om care împreună cu domnul Iene, cu dumneavoastră, oameni care s-au implicat sufletește în acest proiect. Eu am încrederea, și asta o spun și telespectatorilor televiziune exclusiv, că vom asista probabil în perioada care urmează totuși la un consens în acest proiect, pentru că încă o dată spun, e vorba de copii, e vorba, nu te joci cu sufletul copiilor, nu te joci cu sufletul unui om care își dorește să facă o carieră pentru fotbalul oneștean. Până la urmă, dincolo de opiniile politice, colegii dumneavoastră vor aprecia munca unor oameni și a unor copii care își doresc să facă performanță. Da, și eu sper același lucru. Sper ca măcar în ceasul al 12-lea consilierii locali din municipiul Onești să înțeleagă că acest club nu este nici al unuia persoană fizică, este al Oneștiului. Este al Oneștiului și cresc în el și se dezvoltă copiii oneștenilor și să înțeleagă acest lucru și să ajunge la un consens, putem să continuăm activitatea măcar până la sfârșitul acestui campionat, dar și nu numai, și pe viitor să avem aceeași deschidere, să putem să continuăm activitatea, pentru că acest club a fost înființat pentru a crește copii și juniori. Ăsta este scopul lui și cred că acolo trebuie să ajungem. Domnule Martin, o să vă mai rețin doar pentru un singur aspect. Suntem într-un un an înainte de alegerile electorale din 2016. Timpul zboară foarte, foarte repede. Cum apreciați dumneavoastră și colegii liberali că veți configura, spunea unul din colegii dumneavoastră, că sunteți pregătiți pentru a prelua puterea în Onești, pentru că, iată, e nevoie de liberalism, e nevoie de idei noi,
Votul românilor din noiembrie a fost extrem de sugestiv. Românii vor într-adevăr să se pună toată lumea la treabă, să încercăm să relansăm, inclusiv la nivelul Oneștiului, care este un oraș în cădere economică, dar care să sperăm măcar să conservăm ceea ce avem noi, și aici m-am referit la valorile sportului. Ei, cum vedeți dumneavoastră mobilizarea la care ne așteptăm noi cetățenii, pentru că și presa reprezintă, ca și cei din politică reprezintă cetățenii? Dați-ne un răspuns pentru telespectatorii noștri. Cum credeți că trebuie să acționați dumneavoastră ca partid și ca liberali pentru a regla un pic mai bine, că iată, avem tot felul de probleme aici în Onești, pentru a recâștiga Oneștiul? Cred că aceasta e expresia cea mai bună. Deci noi nu avem altceva de făcut decât să ne arătăm adevărata față. Pentru că dacă vom încerca să-i mințim pe oneștieni așa cum s-a întâmplat până acum cu alți colegi ai noștri, nu avem decât de pierdut. Și o să vedeți că oneștenii vor înțelege la un moment dat ceea ce s-a întâmplat până în momentul de față. Nu avem decât să le arătăm că suntem pregătiți, că suntem capabili să conducem municipiul Onești, să-l ducem, să-l dezvoltăm, pentru că pentru asta am intrat în politică, nu pentru altceva, să aducem ceva plus oamenilor, nu să îi băgăm mai tare în mocirlă. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea dumneavoastră. În numele telespectatorilor Exclusiv TV, vă dorim mult succes. Sperăm într-un an mai bun, un an cu dezbatere aprinse aici în Consiliul Local, în care, într-adevăr, Oneștiul trebuie să câștige. Așadar, vă mulțumim și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult!